Salut și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi voi face un story time pe care l-am promis de ceva vreme, însă nu știu, abia acum m-am gândit să-l postez, mai ales că am fost încurajată de foarte multe persoane, fiind o poveste un pic mai diferită. Și nu, titlul nu este clickbait, chiar era să fiu arestată, așa că dacă vreți să vedeți ce am pățit și cum era să fiu arestată, urmăriți-mă în continuare și, bineînțeles, nu uitați să vă abonați la canalul meu dacă nu ați făcut-o deja, ca să fiți la curent cu toate noutățile. Hai să începem! Povestea are loc în urmă cu câțiva ani, cred că vreo 3 sau 4, dacă nu mă înșel. S-ar putea să fie și mai mult, dar mie mi se pare că timpul trece super ciudat. Trebuie să menționez că eu am carnet de șofer de la 18 ani, acum am 26, deci am de 8 ani carnetul. Cred că chestia asta se întâmpla, nu știu, aveam vreo 22, cred, eram încă la facultate și am ieșit într-o zi la o cafea cu prietena mea cea mai bună, Roxana. Am parcat mașina, am fost cu ea la cafea și când să ne întoarcem am rugat-o frumos pe Roxana să mă direcționeze să ies din parcare, pentru că erau jos niște piloni din aia, sau nu știu cum se numesc, niște chestii atâtica și nu puteam să le văd deloc în oglindă. Nu, mă rog, Roxana m-a ajutat, acest detaliu este important imediat în poveste. Am plecat și pe drum poliția m-a oprit pentru că aveam farul din stânga oprit. Pentru cei care nu au carnet, este important să știți că trebuie întotdeauna să ai farul din stânga aprins, chiar dacă un far ți se stinge, trebuie să le schimbi măcar între ele pentru că este foarte periculos, așa că legea spune că farul din stânga trebuie să fie oprit. Al meu era stins, evident, nu era o chestie legală. M-a oprit poliția și le-am explicat că prietena mea, Roxana, tocmai m-a ajutase să ies din parcare, ea nu a observat nimic diferit, deci farul s-a stins în decurs de 5 minute. Polițistul a înțeles, ne-a văzut, probabil că eram șocate, Roxana, prietena mea, era și mai șocată, pentru că tot spunea, băi, am văzut, farul era acolo, era aprins, deci s-a stins între timp. Mă rog, am aflat câteva săptămâni mai încolo că, de fapt, și de drept, problema era din interior, nu era din cauza farului, se decuplase ceva. Mă rog, fix după locul în care era poliția, era o benzinărie și polițiștii m-au rugat frumos să repar problema, să intru în benzinărie și să schimb farurile între ele, astfel încât farul din stânga să fie mereu aprins. Ok, am intrat în benzinărie și pentru că nu știam să fac chestia asta, nici acum nu mă pricep la mecanică, am rugat un angajat de acolo să mă ajute să schimb farurile între ele. În timp ce așteptam să termine treaba, poliția intră în benzinărie cu sirena aprinsă, intră și, nu știu cum să zic, mașina mea era parcată aici, au intrat milimetri că au oprit așa lângă mașina mea. Dar erau să o lovească, adică au intrat cu o viteză extraordinar de mare, cu sirena aprinsă. Și eu m-am gândit că oamenii și-au pus sirena pentru că, nu știu, aveau chef să se miște mai repede și vin aici să-și iau o cafea sau o gogoașă, cine știe. Ei bine, nu m-am înșelat, pentru că atunci polițiștii m-au chemat, mi-au spus, domnișoară, vină încoace. Bun, și m-am dus la ei să întreb care este problema. M-am gândit că, nu știu, o-i fi uitat să-mi iau buletinul sau ceva de genul acesta și mi-au spus următorul lucru care m-a făcut aproape să leșin. Mi-au spus, domnișoară, trebuie să vă confiscăm mașina și să vă luăm cu noi la secție pentru că sunteți căutată în baza de date de spațiu Schengen pentru furt de mașini. Ce? Ce ai zis? Ce? What? Asta a fost reacția mea, pentru că pur și simplu în secunda aia am crezut că este o glumă. I-am întrebat cumva, e o glumă? Asta a fost prima mea reacție. E o glumă? Și mi-a spus, nu, nu este o glumă, ați încărcat articolul, nu știu, cred că era 101, s-ar putea să greșesc. Și le-am spus că nu are cum, nu înțeleg de unde vine chestia asta. Îl sun pe tata, pentru că tata mă ajută la orice. Și era cam 1:30 noapte, adică nu era chiar de vreme. L-am sunat pe tata, l-am trezit, noroc că noi nu stăteam foarte departe de locul respectiv, chiar eram în drum spre casă, așa cum v-am spus, și l-am sunat pe tata, tata a ajuns în vreo 10 minute, timp în care polițiștii ne-au vorbit super urât, ne-au făcut proaste, ne-au spus că, citez, eu sunt un domn, că îl aștept pe tatăl dumneavoastră, pentru că altfel trebuia să vă iau de mult la secție. Au luat-o pe prietena mea, i-au cerut și ei buletinul și atunci i-a întrebat de ce, adică pur și simplu voia să știe de ce îi se cere buletinul. Și atunci a început să țipe și mai tare, să spună că e proastă, etc., etc., lucru care a fost foarte nașpa. Atunci am încercat să explic omului, domnule, vreau să-mi explici în primul rând ce înseamnă acest articol 101 și vreau să știu ce lege am încălcat, pentru că nu înțeleg. Pot să spun că mașina pe care o conduceam era o Dacia Logan, adică nu era ceva super sofisticat și atunci mă tot întrebau, domnișoara, aveți afaceri în Europa, de ce ați furat această mașină?
mașină și mă uitam la el și spuneam, domnule, dacă aș vrea să fur o mașină, acest un Dacia Logan ar fi ultima mea opțiune. Adică, se vede serios, cine ar fura o Dacia Logan? Aș fi furat o mașină mult mai șmecheră, nu? Și încercam să-i spun ce înseamnă acest articol 101. Și îmi spunea că a început să țipe la mine, să-mi spună că eu nu cunosc legea, că nu știu ce înseamnă articolul 101. În fine, între timp tatăl meu a ajuns și l-a rugat frumos să verifice încă o dată seria cumva de la certificatul de matriculare, pentru că cu siguranță a fut loc o neînțelegere, n-avea cum să fie seria noastră. Și polițistul super recalcitrant a început să țipe și mai tare, să-i spună că dacă vreți să verificați seria, verificați cu dispozitivul dumneavoastră, eu nu vă dau aparatul meu. Tatăl meu nu-și ceruse aparatul respectiv, ci pur și simplu îi rugase să verifice încă o dată datele pe care le aveau. În timp în care subalternul tot spunea, arcați-vă la volan, voi merge în dreapta dumneavoastră și mergem la secție. Și mergem la secția unde vă vom confisca mașina. Sunteți căutată, sunteți căutată. Deci eu nu știu, deja între murau genunchii, ca să vă explic, și tatăl meu tot insista și tot insista și, mă rog, a început să se certe cu polițistul. Polițistul avea o atitudine îngrozitoare, din păcate nu mi-amintesc numele polițistului, nu l-aș spune acum, bineînțeles, dar mi-ar fi plăcut să-l știu, știu cu ce literă începea. Acum, atitudinea lui a fost îngrozitoare, nu a vrut să ne ajute niciun fel, deja oamenii de la benzinărie se adunaseră în jurul nostru și vreau să vă spun că toată aventura asta a durat undeva la, nu știu, vreo oră, două, deci a durat ceva vreme până când s-a rezolvat. Și cum s-a rezolvat? Subalternul lui, un om care, nu știu, cred că era cu un IQ un pic mai mare decât acest polițist, s-a gândit că, într-adevăr, s-ar putea să fie o confuzie, probabil văzându-ne pe noi care eram super extra șocați. Atunci, subalternul s-a dus să verifice încă o dată, a întrebat probabil prin stație și s-a întors și ne-a spus, uitați, am greșit. De fapt și de drept, certificatul nostru de înmatriculare era dat în urmă mărire, fiindcă fusese pierdut de noi, vina noastră, în urmă cu vreo 3 ani. Și da, certificatul era dat în urmărire, fiind pierdut și declarat pierdut de noi și reînlocuit, nu mașina. Așa că, iată, cum era să ajung eu la poliție, era să fiu arestată pentru că există oameni incompetenți care sunt angajați la jobul lor și nu ar verifica naibii măcar încă o dată să vadă dacă datele pe care le au sunt corecte. Da. Și asta este povestea mea. Cel mai amuzant este faptul că atunci când am ajuns acasă, a doua zi, pentru că mama dormea la ora asta, mama pur și simplu a leșinat de râs pentru că s-ar fi gândit cum ar fi fost să fie Chiavaș, soțul meu, cu mine în mașină. Chiavaș fiind străin. Gândiți-vă, ei mă tot întrebau atunci dacă am afaceri în Europa și că am furat mașina din afara României. Și eram la modul, doamne, să-l văzut pe Chiavaș atunci care nu știa limba română, vă dați seama, deci ar fi fost amuzant. Cu siguranță stăteam în noaptea în celulă. Siguranță! Dar, na, n-ai ce să faci, asta este țara în care trăim și se întâmplă chestii de genul acesta, din păcate, nu avem ce să facem întotdeauna. Și nu cred că am mai auzit o astfel de poveste la nimeni niciodată și nu cred că s-a mai întâmplat vreodată, dar vreau să-mi spuneți ce părere aveți despre acest story time și dacă vreți să mai vedeți story time-uri. Aceasta este povestea mea oarecum ciudată și vă mulțumesc mult pentru vizionare, sper că v-a plăcut și că vă place felul în care povestesc. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați la canalul meu ca să fiți la curent cu toate noutățile. Dați-mi un thumbs up pentru că mă ajută foarte mult și nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, pe Snapchat și pe Facebook, unde postez mereu toate noutățile. Mai vorbim, vă mai fac un story time din fiecare zi și avem o grămadă de giveaway-uri. Vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Vă pup! Pa, pa!